Într-un regat îndepărtat, acoperit de nori de vată de zahăr și plin de prăjituri vorbitoare, trăia un tânăr voinic pe nume Leneșel Voinicel. Într-o zi, pe când se plimba cu skateboardul fermecat prin pădurea de caramele, întâlni o zână bătrână, dar totuși cu un aer de rocheriță din anii 80. Zâna se numea zână moțată vopsită și avea niște plete movi electrizante. Leneșel Voinicel, ai mers destul de departe. Acum trebuie să-ți găsești un rost, Bom, îți dau această sarcină, să-mi aduci ai ul fermecat din palatul lui Smărândoiu cel Speriat. Dacă reușești, îți voi dărui o pereche de adidas cu luminite ca să fii cel mai cool din regat. Leneșel Voinicel, deși puțin cam leneș, era totuși voinic și curajos. Acceptă provocarea și porni la drum pe skateboardul său. Pe drum întâlni un motan care stătea tolănit la soare. Motanul, pe nume Pisoi Parazit, îi ceru un selfie în schimbul unui sfat util. Leneșel voinicel, nu ai cum să ajungi la smărândoiul cel speriat fără să treci de pădurea Ver. Ia aceste ochelari de realitate virtuală vor fi de mare ajutor. Leneșel voinicel își puse ochelarii Ver și pășii în pădurea magică. Acolo totul era digital și pixelat. Copacii aveau ecrane LCD în loc de frunze și bufnițele transmiteau live pe Twitch. Cu ochelarii VAR, reuși să navigheze printre labirinturile tehnologice și ieși nevătămat din pădure. În fața sa se întindea o prăpastie adâncă, iar singurul mod de a o traversa era pe un pod de Wi-Fi instabil. Norocul său întâlni un dragon pe nume Dragonel Serverel, care era administrator de rețea. Leneșel Voinicel, dacă îmi rezolvi problema de conectivitate, te voi trece peste prăpastie. Leneșel Voinicel scoase telefonul mobil și reuși să rezolve problema dragonului. Dragonel Serverel, mulțumit, îl trecu pe Leneșel Voinicel de partea cealaltă, lăsându-l să-și continue drumul spre palatul lui Smărândoiu cel speriat. Palatul era înconjurat de garduri electrificate și drone de supraveghere. Leneșel Voinicel, fără să stea pe gânduri, se folosi de skateboardul fermecat și zbură deasupra gardurilor, aterizând în curtea palatului. Într-o cameră plină de gadgeturi și luminițe de Crăciun, îl găsi pe smărândoiul cel speriat stând pe un tron de cabluri USB. Cine ești tu și ce cauți aici? Întrebă smărândoiul cel speriat. Sunt Leneșel Voinicel și am venit să îți iau iPhone-ul fermecat. Smărândoiul cel speriat, speriat cum era el, începu să râdă isteric. Dacă vrei iPhone-ul fermecat, trebuie să treci trei probe grele. Să învin șarpele baterie, să rezolvi puzul de cabluri încălcite și să găsești codul PIN ascuns în palat. Leneșel Voinicel, cu skateboardul său fermecat și ochelarii verer, reuși să învingă șarpele baterie cu un simplu truc de scurt circuitare. Apoi, cu răbdare și îndemânare, descurcă toate cablurile încălcite și găsi codul pin ascuns într-o plăcintă cu mere. Smărândoiul cel speriat, văzându-l cât de dibaci era, îi înmână iPhone-ul fermecat, tremurând de frică. Întorcându-se la zână moțată vopsită, Leneșel Voinicel îi dăruie iPhone-ul. Zâna, mulțumită, îi dădu adidașii cu luminite, iar leneșel voinicel deveni cel mai cool din regat. De atunci, skateboardul său fermecat și ochelarii VR i-au fost de mare folos în multe alte aventuri. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Dacă nu dați like, share și subscribe, vă vor mânca monștri digitali din pădurea VR.